Avem un buget consistent de 553 de milioane de lei, 60% din buget reprezentând 320 de milioane de lei este bugetul de investiții, cea mai mare parte acestuia provenind de la bugetul Uniunii Europene. Efortul pe care îl presupunem pentru susținerea proiectelor cu finanțare europeană, adică ceea ce punem noi, practic, din resurse locale, reprezintă undeva la 50 de milioane de lei și cea mai mare parte a investițiilor vor merge către educație și infrastructură. Probabil cel mai important proiect din educație din ultimii 30 de ani reprezintă dotarea tuturor școlilor, tuturor unităților de învățământ de pe raza orașului și acoperirea tuturor, aproape tuturor claselor din Piatra Neamț cu mobilier și dotări de ultimă generație. Parcări, de asemenea, este o prioritate pe care trebuie să o rezolvăm și una dintre restanțele pe care le pot recunoaște în fața dumneavoastră, a pietrenilor, pe care le avem astăzi după aproape un mandat. Dar este o prioritate pe care o conștientizăm și pe care o tratăm activ, având proiecte în curs de implementare. Pentru parcări noi, pentru proiecte complexe, suntem în fază de contractare a documentațiilor tehnice și am alocat 1 milion de lei pentru această fază. Am inițiat deja discuții cu Consiliul Județean pentru a continua să luăm taurul de coarne și ne asumăm reparațiile și investițiile pe care ar trebui să le facă alții în modernizarea infrastructurii de apă și canalizare din oraș. Am evaluat, am făcut niște calcule, probabil e o investiție care ajunge undeva la 40 de milioane de lei pentru remedierea, punerea la punct a rețelelor pe viitoarele coridoare de mobilitate.